Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, etalare pentru septembrie, aproximativ 2022. Înainte de toate, dragii mei, la mulți ani să aveți un an minunat cu multe realizări, să discerneți între iluzie și ideal. Și știu de ce spun asta, pentru că Neptun este în opoziție cu Soarele multora sau cu ce planete mai aveți voi. Și Neptun are și aspectele sale negative, dar are și părți pozitive. Așadar, e binevenit. Fără Neptun, ce am face? Fără visuri și fără idealuri, ce am face, dragii mei? Cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Am întârziat, n-am reușit să fac etalarea pentru Lună Nouă în Fecioară, dar dacă îmi permiteți, o să fac pentru Luna în creștere, de la Luna Nouă în Fecioară până la Luna plină în Pești, pentru că mi se pare totuși necesar, important pentru unii dintre voi. Eu am trecut prin niște evenimente foarte intense de în ultima vreme, dar la Luna Nouă în special, mi s-a mai întâmplat ceva asemănător, dar parcă nu chiar așa. O să vă povestesc când o să fac etalarea la alegere eventual. Deocamdată vreau să vă urez tot ce e mai frumos. Am fost ghidată să aleg cărți albe. Asta pentru că pentru mine și poate nu doar pentru mine, nu știu, casa Fecioare este asociată casei a șasea, a muncii, a sănătății. Și atunci sănătatea, ce înseamnă curățenie, înseamnă, și nu e vorba doar de curățenie fizică, este vorba de curățenie spirituală, energetică. Nu eram pregătită să spun, dar sunt ghidată să spun. Probabil că luna nouă în Fecioară, pe foarte mulți dintre noi, inclusiv mai ales pe voi, ne ghidează să ne stabilim o reevaluare emoțională, spirituală, nu doar a lucrurilor de zi cu zi, că tot e casa a șasea, dar e vorba de curățenia aceasta emoțională și în față, chiar că lucrez la bucătărie acum, chiar am, văd, da, trebuie să ne curățăm periodic. Ce vreau să zic, că văd, măi, îmi scapă cuvântul, prosopul de bucătărie alb. La asta m-am fixat și probabil că e un mesaj. Să avem grijă pe viitor, că aici e lecția, cum a fost și cu pandemia, iar o altă lecție foarte importantă, fac o introducere mai lungă. Lecția este că dacă vrem să ne echilibrăm, trebuie să ne curățăm periodic. Și vorbesc nu de curățare fizică, evident, vorbesc de curățare emoțională, spirituală. Sunt multe situații, mulți oameni care ne afectează, nu doar pe voi, și e necesară o stabilire a unor principii, a unor granițe personale. De aici nu se trece, până aici îți permit una alta, de aici nu-ți mai permit nimic. Ceva de genul ăsta. Și spun asta pentru că în timp ce am amestecat setul de cărți, Lenormand, a apărut șarpele. O să mă amestec și în fața voastră. Dar interesant, acum mă uit și la acest 5. 5 probabil că e important, 7 iar e important pentru unii dintre voi. Dar, în mod special, șarpele, care în acest set de cărți reprezintă un dușman. Pentru mulți dintre voi, da, nu, e dușman, nu că e situație dificilă, este o persoană acaparatoare, sufocantă, e un piton, poate să fie cobră, intoxicantă, periculoasă. Dar ce, inițial m-a șocat, zic, ai mă, tocmai asta a primit de ziua lor, dar mi-a plăcut totuși, pe mă mai tare de te. A venit invers. A venit invers și înseamnă că undeva într-o fel, voi știți, reușiți să învingeți acest șarpe. Ah, ce frumos mesaj, să învingeți acest șarpe și vai anfiori. Pentru cei care aveți cultură religioasă, spirituală, șarpele care a mușcat. A, nu, Fecioara va strivi șarpele, vai ce fioram. Da, pentru cei care ați citit Biblia și înțelegeți mesajul, e un mesaj extrem de profund, nu intru acum în detaliu, dar e vorba de moștenirea voastră genetică care vine cu o mare încărcătură karmică, dar pe care voi trebuie să o schimbați, un 5. 5 e marele preot, schimbare prin credință, să o schimbați, să o transformați, eventual să o nu știu, vedem, resădiți în altă parte, într-un loc în care permite, eu știu, creșterea acelor
cred că va avea o etalare mai lungă, a celor trăsături genetice care permit creșterea. Că nu toate trăsăturile pe care le primim în familie sunt grozave. Dar interesant că este legat de familie, 5 este pomul, este arborele genealogic. Probabil acolo ați avut o problemă, dar nu obligatoriu. Pentru alții, acea persoană v-a afectat familia sau felul în care ați crescut sau felul în care ați dorit să creșteți, dar de acum încolo veți crește. E o situație la distanță, peste hotare, da, într-adevăr, mari probleme. Dar, pentru unii dintre voi veți crește, aici este stejarul, știți, îmi place foarte mult stejarul. Haideți că mai sunt alte mesaje. Trec dintr-una într-alta. Mi-a fost așa dor să fac etală, dar sunt așa prinsă cu multe, multe lucruri. Spiritul pe care ar trebui să-l aveți, o să amestec chiar, sunt mesaje pre-etalare. A venit Albina, pe care o ador. Queen Bee, cu care mă asociez adesea. Nu ca și eu, n-are nicio legătură, dar îmi place foarte mult Albina pentru că este harnică, apropo de alb, este curată, este harnică, alchimizează, adună, lucește în fiecare zi. Cred că într-un fel sau altul acum sunt ghidată să asociez Albina cu multe fecioare care vor să se transforme și știu, nu toți poate, dar unii care nu ați descoperit această forță de transformare a voastră, urmează să descoperiți. Eventual, dacă nu știți, prin comunicare, pentru că e semn de aer și nu vorbesc că aveți de-a face cu un semn de aer, este mercurul vostru, da? Că voi sunteți ghidați de mercur, sunteți guvernați de mercur, este felul în care comunicați. Eventual, poate întâlniți persoane sau ați întâlnit persoane cu care discutați într-un mod suficient de interesant și de creativ. Prin Albină simt creativitate, simt dulceață, dar simt. Și nu doar dulceață, nu doar creativitate, nu doar lumină, nu doar ordine, nu doar concentrare, în sensul de concentric, da? Adunarea forțelor voastre, ci, repet, informații primite de la cineva sau pe care voi le folosiți zilnic în viața de zi cu zi și eventual le transmiteți, depinde ce poziție sunteți voi spiritual. Ideea este că unii dintre voi știți ce forță aveți de transformare, de alchimizare, da? Transformarea resurselor în ce? În miere. Mierea este. Dacă omul poate să facă multe, noi, totuși, sintetic, nu putem să facem mierea. Este, nu știu, din punctul meu de vedere, este o substanță divină, asemănătoare cu ambrozia. Și din acest motiv zic, ceea ce alchimizați se face cu multă muncă, dar rezultatul este superb, sublim și delicios. Și delicios. Acum, acea miere puteți să fiți chiar voi sau produsul muncii voastre. Ceva urmează să se transforme. V-am zis, ori cineva vă inspiră, ori voi știți, deja ați fost inspirați și știți ce aveți de făcut și munciți, 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 munciți. Dar e fain. O să pun. Ia uite, interesant, la capătul setului de cărți. Unii dintre voi poate că nu știți această forță, repet, cu liliacul și cu șoarecele, semn de pământ, iar semn de aer, iar semn de pământ, cu liliacul și cu șoarecele, probabil că unii nu știți, ia uite și Fenixul, ce putere de transformare și de renaștere aveți. Dar apare un profesor spiritual în viața unora dintre voi, într-un mod trăsnet. Repet, vă aduce informații, vă aduce lecții, învățătură divină. Și din cel care sau din cel cea care făcea față întunericului pentru că avea abilitățile. Mercur totuși este o planetă fără ce am face fără comunicare și fără îndemânare, nu în multe situații. Dar aici e vorba de transformare, nu e doar să faci față, nu e vorba doar de a face față unor situații, stres financiar, probleme în familie, probleme, eu știu, în multe alte situații. Nu e vorba doar de a face față, ci e vorba de alchimiza, de a transforma din întuneric în lumină, da? De fapt, acolo în fagure e întuneric. Bănuiesc, nu știu. O să mă uit la documentare, dar totuși, transformarea se face în întuneric, în singurătate. Dar prin multă muncă. Și am mai spus-o de-a lungul timpului, am zis că o să fie etalare lungă, se pare, nu știu de ce. La mine fecioara pică pe casa a doua și a treia a comunicării.
Am mai spus, sunt multe, în toate etalările, când s-a evit ocazia, odată ce ai intrat pe transformarea vieții tale, această transformare o faci zilnic, periodic, nu zici gata, m-am oprit, m-am transformat, pentru că îți dai seama că mai e încă ceva, încă ceva, încă ceva de vindecat, că vorbim de zodia fecioare, da, casa șasea și de transformare. Dar o să amestec încă, n-am terminat, stați un pic. Din alt set de cărți, ce a apărut? Astfel de bâte și trei de bâte. Și eremitul, am zis să păstrez ca să vedeți cu ochiciorii voștri. Este o tăcere între voi și un suflet pereche. Sau urmează, după ce vă găsiți lumina interioară, să vă descoperiți adevăratul suflet pereche. Dar intrați un pic într-o carcasă, într-o însingurare foarte necesară, tipică fecioare într-o anumită privință. Eu n-am nimic în zodia fecioară, am zis decât casa a doua și a treia, dar am progresiv, slavă Domnului, și asta mă ajută foarte. Of, eu mă bucur că am intrat cu soarele în fecioară, că mă ajută foarte mult la treburile pe care le-am de făcut. Și multe detalii, multe lucruri. Deci dacă n-aș fi intrat în zodia fecioară, nu știu cum aș fi, cum o face, aș fi făcut față la atâtea treburi. Altă zodie nu cred că m-ar fi ajutat în această perioadă, ca energie, că n-am pe nicio fecioară în preajmă. Era bine, nu uitam să cumpăr pâine. Dar, voi ce aveți acum? Aveți o pasiune mare, mare pentru cineva. Probabil să fie la distanță cu trei de bâte. Ideea este că e distanță sau nu-i distanță, e și pasiune, sunt și emoții. Interesant că acest trei de bâte este cu vârful, este un triunghi cu vârful în jos. Asta, teoretic, ar trebui să fie, da, foc, pasiune, dar poate nu întâmplător sau poate, nu știm. Ideea este că această pasiune aduce și emoții, aduce un întreg univers emoțional pe care unii de-abia acum îl descoperiți din cauza aceasta. Poate că vă însingurați ca să înțelegeți, să analizați ce se întâmplă. Ia uite, trandafirul reprezintă pasiune, cupele, emoții, da? Un suflet pereche stă să apară, da? Și să începeți o nouă relație și să mergeți mai departe. Wow! Într-o direcție în care vă vindecați, vă regăsiți echilibru, stabilitatea. Fantastic! Ce cărți frumoase apar în viitor. În viitor, da? Asul de monede, iar semn de pământ. Dar, ca și energie, concentrare, apropo de concentric, concentrare, vă concentrați în această perioadă și vă adunați, eu știu, resursele, ideile, emoțiile, pasiune, tot ce vreți voi, ca să începeți să generați un nou proiect, o nouă relație. Veți trăi și veți vedea, variază de la om la om, dar acest as de bâte e o nouă pasiune. Acum, poate să fie un nou hobby pentru unii dintre voi. Poate să fie, ia uite, chestia asta aduce victorie, dar chiar e pasiune cu șarpele ăsta. Acest șarpe este Kundalini, nu e cel pe care l-am văzut, este Kundalini. Pentru unii chiar o pasiune. După mari suferințe, trei de spade, asta știu de câțiva ani de zile, se tot ține de multe fecioare, dar cred că în această perioadă mulți vă vindecați de o rană foarte veche, foarte veche. Hai să vedeți și azi ce a mai apărut. Patru de cupe, da. Ați fost, am zis, sunteți supărați, ați fost supărați și n-ați văzut dragostea în jurul vostru. A venit dragostea. Dar probabil că la un dat ați pierdut-o din cauza celor, ați pierdut-o, a trecut printre degete, nu știu cum, a trecut fulful prin fața voastră și n-ați apucat-o atunci. Asta vă face să vă doriți, eventual pe unii dintre voi, să o recuceriți, o dorință de recucerire a unei ocazii pierdute, aș spune. La capătul setului de cărți, faetonul l-am văzut și mai devreme, dorința de a merge mai departe, de a manifesta ceva nou. Ori să studiați ceva unii dintre voi, ori să marcați un nou proiect, ori o nouă relație. Aveți multe opțiuni, nu zice nimeni că nu aveți opțiuni, dar aveți și confuzii, mare grijă. Am zis, Neptun în opoziție cu soarele vostru. Distingeți între iluzii și idealuri. Iluzii, 7 de cupe, idealuri, 10 de cupe, da? Și în momentul în care distingeți și alegeți, practic, probabil că unii veți risca. Dar se pare că acest risc va aduce credință, va aduce creștere spirituală. Wow, dar ce cărți! Fantastic, fantastic! Nu se poate, ce frumos! Da, dreptate, dar nu vă... Iau, dreptatea și împărăteasa... Mai, nu știu, poate unii vă căsătoriți, poate, dacă nu e vorba de căsătorie,
Poate să fie o relație sau ori un business care va duce mare succes și echilibru. Business care poate să țină de copii, de vindecare, de consilier pentru unii dintre voi. Poate să țineți de comerț, evident, nu pentru toată lumea, pentru că apare asul de monede și 8 de bâte. Un business, nu? Vezi, trăi și veți vedea. Sau dacă nu e business, poate e un job, poate e o nouă relație. Ceva fain va fi, ceva fain, uitați. Da, trebuie să riscați. Și știm, fecioarele, în general, nu prea riscă. Nu prea riscă. Dar probabil că în momentul în care riscați, v-ați gândit bine, pentru că ce se va întâmpla? Se va face justiție, se va face dreptate în viața voastră sau într-o anumită formă se va echilibra, că justiția înseamnă și echilibru, se va echilibra viața voastră. Și veți avea parte de dragoste, de pasiune, de creativitate sau de această forță creativă poate să fie și a voastră, dragii mei, nu vă proiectați tot timpul în afară. Poate să fie o forță a voastră suficient de da, de creativă, cât să vă aducă mare succes. Hai să vedem. Wow, cât am mai vorbit. Și acum începe talarea. Wow. Hai. Soare, lună, Venus, ascendent, nod de nord, în fecioară. Cum să fac? Cum să fac? 3 cu 3 cu 3 sau? Sau? Hai să facem așa. Nu vreau să fac cruce celtică. O să fac la alegere cruce celtică, eventual. Ce apare? Marea preoteasă. Conectați iar semnul peștilor, Neptun în pești. Probabil că la luna plină din pești, în opoziție cu soarele vostru, veți avea niște revelații, aș spune, veți înțelege niște secrete, ori aveți de-a face cu... Da, sunt secret, da, ia uite și soarele. Oh, e o fericire pe care o ascundeți sau cineva ascunde o fericire. E o fericire care, pe care, wow, pe care vreți să o manifestați, magicianul și împăratul. Wow, dar ce cărți aveți, mai, mai, fecioarelor și feciorilor. Cred că dați lovitura sezonul ăsta, Marea Preoteasă, în secret. Aveți probabil niște planuri secrete sau o bucurie, o fericire în secret. Dar știți voi de ce o țineți în secret? Pentru că uneori nu-i bine să spui ceea ce vrei să faci, nu? Asta. Și de ce? Pentru că știți că aveți niște dușmani, da? Și atunci, spuneți când lucrurile sunt deja stabilite. Deja v-ați pornit pe drum și nu mai are nimeni cum să vă oprească, zic și eu. Nu știu, dar ceva, ceva fain, fain, rău de tot. Vreau și eu să fiu fecioară acum. Bine, în progresiv am ceva în fecioară. Cavalerul de cupe. O romanță, comunicare emoțională plină de compasiune sau și de romantism. Dar nu e doar romantism. În cavalerul de cupe eu văd și un soi de potențial de vindecare. Empatie, compasiune, înțelegere, cosimțire. Hai, o dată, de două ori. Ia uite, mă, dar vreți să vorbiți. Că, ia uite, de două ori. Vă faceți planul, vreți să ieșiți din stagnare sau poate ați stat pe loc. Poate ceva v-a legat, o legătură karmică sau, nu știu, ați stat, e stat, da? E legătură. A venit invers, spânzurat. Aveți o nouă perspectivă, am văzut soare, vă treziți la o nouă realitate, la dorința de a colabora cu cineva, da, după o separare. Da, e o trezire și vă faceți planuri și de drum și de reconstrucția unui turn, a unei separări de cineva sau a unei situații foarte dure, care v-a dat peste cap viața. Aha. Tăiem cărțile? Tăiem o dată, de două ori, de trei ori. Fecioare, soare, lună, Venus, ascendent, nod de nord în fecioară. Am zis cum fac? 3 cu 3? Da. Trecut, cavalerul de cupe. Revine. 10 de bute. Și regele de monede. Puteți să fiți voi regele de monede? Sau altcineva? O să clarificăm. Dar apare o comunicare. A zis, emoțională, romantică, dar mai degrabă. Ha? Inspirantă, aș spune. Inspirantă.
Despre ce? Poate și despre acest cal îmi atrage atenția într-un anume fel, poate despre libertate, poate despre credință, poate despre lucrurile care vă fac fericiți. Da, aș spune despre eliberare, regăsire. O comunicare frumoasă undeva. La un moment dat, trecutul acesta variază de la om la om. Poate să fie acum o lună, acum două, acum trei, acum un an. Cavalerul de cupe. Dar pot să fie emoțiile voastre, dacă, dar în general cavalerul vine și cu comunicare, nu doar cu acțiune. Dar această întâlnire sau această comunicare a venit în perioada în care aveați responsabilități foarte multe, ori voi, ori persoana respectivă, cealaltă persoană, o persoană. Avem apă, foc și pământ. Pești, drac, scorpion, berbec, leu, săgetător, taur, fecioară, capricorn. Poate unii dintre voi aveți responsabilități. Căsătoriți sau aveți de-a face cu cineva căsătorit sau cu o poziție socială, profesională importantă, o persoană echilibrată financiar. Nu știu dacă sunteți voi sau altă persoană, pentru că variază. Pot să fie fecioare tinere de 20 ceva de ani sau de 50 de ani. Da? Și atunci fiecare poziție, fiecare își găsește poziția în aceste energii. Nu vreau să mă fixez, să vă fixez deja scenariul. Voi vă adaptați acestor cărți. Dar o persoană, aș spune un pic imatură, a venit înspre o altă persoană foarte matură, foarte asumată. Și această diferență de energie a creat o încărcătură energetică. Unul dintre cei doi implicați în această situație s-a simțit poate nepotrivit, deplasat. Cum aș putea eu, un cavaler de cupe, să vorbesc cu un rege și poate să fie și femeie, regele de monede, e o persoană peste 40 ceva de ani. Ca și vârstă, 40, da, peste 40 de ani. Persoana aceasta, bărbat, femeie, ce este concentrată pe profesia sa, pe banii săi, pe stabilitate, pe respectabilitate, pe tot ce poate fi mai loial, mai nobil și, eu știu, și practic. Interesant că mi-apare și berbec. Nu doar, da, în fine. Și în acest motiv zic eu, simt că pentru, cred că pentru amândoi s-a marcat o apăsare. O apăsare. Cum reușim să echilibrăm lucrurile. Hai să vedem în prezent. Oh, ce frumos! Asul de bâte. Deci renunțați la apăsare. Ce drăguț! Dacă au fost responsabilități din partea voastră, renunțați la responsabilități și vă concentrați pe un nou proiect. Dacă ei au avut responsabilități prea multe, renunță și se concentrează doar pe una, pe pasiunea către voi. Șapte de cupe, da? Regina de bâte. Oh, dar ce pasiune! Ah, interesant! Uite, am zis că poate să fie femeie. Regina de bâte a venit sub regele de monede. Ar putea să fie o femeie matură, dar plină de pasiune, de creativitate, stabilă financiar, da? Încrezătoare în sine, confidentă. Confident. Și cealaltă persoană, posibil, bărbat, dar nu obligatoriu, nu obligatoriu, să fie ori mai tânăr, ori din punct de vedere emoțional mai o lecuță. Zic așa ca să fie ușor digerabil mesajul, mai o lecuță imatur. Acest personaj care simte multă pasiune, puteți să fiți voi sau cealaltă persoană, e mai imatur. Din acest motiv, ia uitați, asul de bâte și regina de bâte, apare iar, nu doar consumul, până acum a fost consum, apar confuziile, o să clarificăm. Apar confuzii. Ce facem, domnule? Ce facem? Regele și regina. O regină are nevoie de un rege, da? Un rege are nevoie de o regină. Un cavaler se mulțumește și cu o bâtă, cu un as. Poate să fie și o monedă cu un as, cu un valet, da? Dar
Aici este diferența. Între două persoane există ceva diferență care să sperăm că se rezolvă în timp. 10 de spade aici este problema. Persoana imatură se simt, va simt, ah, de frumos, e frumos. Aș spune că cine se simte imatur, dacă sunteți voi, aveți pasiune pentru cineva și nu neapărat că sunteți imaturi, vă simțiți nepregătiți pentru o persoană atât de intensă și de matură cum e aceasta, dacă sunteți voi, veți depăși orice probleme și veți intra în reechilibrare. Da, se va marca o echilibrare între voi. 5 de cupe. Da. Da, ce frumos sunt cărțile. Vine softez. Da. O să clarific imediat. Nu zic musai că sunteți voi, poate e altcineva, nu știu. Persoana aceasta care este pasională și o leacă mai puțin implicată, va trece prin mari transformări. În ce sens? Aș spune că va depăși acest sentiment că eu sunt prea mic, prea mică pentru această relație. Așa simt. Va depăși, pentru că apare temperanța după 10 de spade. E un sentiment de durere. Cum aș putea eu să ofer dragoste și pasiune cuiva atât de important? E o persoană importantă în viața voastră sau voi sunteți importanți pentru cineva? Iar, vedeți unde sunteți. Dar persoana aceasta mai, spun un pic complexată. Un pic complexat, e o diferență și de educație, și de implicare, nu zic de finanțe, educație și implicare și încredere. Aici o persoană plină de încredere care știe ce are de făcut, ce a făcut, prin ce, da? E dispusă să treacă. Sper că ați înțeles. Ei, și persoana aceasta care în această perioadă se simte un pic, chiar dacă e pasiune, se simte un pic complexat, complexată, va depăși acest sentiment de durere, de trădare, de gelozie, de nepotrivire și va începe să se echilibreze, să se vindece cu răbdare. Cu răbdare. Apare, da, apare o reechilibrare. Vedeți, după 5 de cupe apare valetul de monede. Veți începe un nou proiect, o nouă relație. Poate acest început să fie, să zic, apare și nebunul, și faetonul. Într-un mod misterios. Eu știu, veți avea niște revelații, veți avea, nu știu, niște discuții în secret, cu cineva. Ceva se va întâmpla, dar în această perioadă se vor depăși niște diferențe destul de mari, aș spune. Se va echilibra, îmi place că apare totuși echilibru sub 10 de bâte și 7 de cupe. Sub consumul de energie, sub responsabilități, sub confuzii și opțiuni. Cine a avut măști, nu a arătat ce simte, cine nu și-a înfruntat interesant umbrele, adicțiile, obsesiile, va începe să se vindece. La capătul setului de cărți iar apare spânzuratul, dar iar a apărut invers și e fain. O nouă perspectivă, cum să renașteți, cum să vă vindecați patul de spade. Cineva vă ajută, regina de cupe. Oh, un suflet pereche vă ajută, mă, regina de cupe și altă regină, doi de cupe. Un suflet pereche, poate să fie o prietenie, poate să fie o dragoste, dar un suflet pereche vă ajută să vă vindecați și să renașteți. Să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vedeți cât ați fost delegați de, eu știu,
de ceva din trecut. Repet, poate voi faceți acest lucru față de cineva, depinde unde sunteți, dacă aveți 40-50 de ani și aveți ceva educație și v-ați ocupat de creșterea voastră spirituală, sau dacă sunteți mai... Hai să vedem alte cărți. Dacă sunteți mai tineri, probabil că altcineva vă va ajuta situația. Și apoi, după aceste cărți, o să vedem și clarificările totuși. Ia. Vai, ce frumos! 33 cheile! Cineva are cheile de la sufletul vostru? Eventual, voi, doamnelor, aveți cheile de la... Eu, doamnă, aici, da? Cheile de la sufletul celuilalt. Interesant. 3 și cu 36. E o poveste de dragoste aici. Dar dragostea poate să înceapă prin pasiune, prin prietenie. Pasiunea aceasta trebuie temperată. Mai întâi vindecate confuziile, conflictele, trădările, rănile, responsabilitățile, complexele. Toate aceste lucruri trebuie vindecate. Și apoi se va manifesta cu adevărat victoria și începutul. Dar situația e o poveste de dragoste, într-o anumită formă. Poate să fie dragoste platonică sau, da, cu asul de bătaie nu prea e platonică, e erotică 100%. În fine, am zis totuși, just in case, platonică. Nu, e. Cineva are cheile. Dar interesant, văd acum. Hai să mai vedem ce mai am. Ah, și turnul. Turnul, o situație neașteptată, o separare. Care, da, aduce multe confuzii, dar și nevoia de a clarifica. Scrisoarea clarifică confuziile după această separare. Poate nu e scrisoare, poate e un mesaj, poate e o discuție. Trebuie clarificate confuziile după o separare, să zic. Dar ce-mi place, vedeți voi, separarea aceasta, turnul acesta, în aceste de cărți, are numărul 19, care adesea în tarot e asociat soarelui, l-am văzut mai devreme, dați în urmă să vedeți. Separarea. Poate să fie o separare de trecut, de responsabilități, de confuzii, de minciuni, de, eu știu, de trădări, ca să vă vindecați și să vă atrageți soarele, încrederea în voi, bucuria. Ați văzut? Urmează să se manifeste. Energia pe care a trebuit să o aveți voi acum în această perioadă. Și apoi clarificăm. Wow! Ce carte! Ce... Spider-Man, unde te-ai dus? Spider. Păi Angelul. E o carte care am asociat-o reginei, regina de pământ. Semn de pământ, sunteți voi. Fine, fine. Trebuie să fiți, aș spune, strategici. Cum vă creați? Nu zic mreje. Dacă vreți să atrageți pe cineva înspre voi, ar trebui să aveți răbdare, temperanța, pentru că acest păianjen cu răbdare țese această pânză, da? Dar nu e vorba doar de asta. Dacă vreți să creați ceva, o relație, un proiect, orice, că apare un valet de monede, da? Apare un zero. Am văzut mai devreme ce cărți superbe se vor manifesta în momentul în care veți risca, dar nu va fi un simplu risc. Va fi o eliberare de trecut și un început. Veți lua de la zero cu cineva sau într-un job sau într-o direcție sau într-o casă, nu știu. Poate va fi o nouă casă. Sunt multe. Cum mi s-a întâmplat mie? O să zic la etalarea pentru lună sau pentru alegere, nu știu. Deci luna nu, în fecioară mi-a adus o nouă casă. O nouă responsabilitate, o nouă veche, în fine. Da, fiți strategici. Dar ce e fain în această țesătură este o spirală. Sunteți chemați de acum încolo să țeseți, să construiți, să vă reconstruiți stabilitatea, că e pe cont propriu, că este cu cineva, voi știți, dar în direcție, în ce sens? În sens înspre creștere spirituală. Să fie o spirală care crește, nu care descrește, care se extinde. De fapt, aceasta e o rețetă. Probabil că veți cunoaște alte persoane de acum încolo, după această ceva nou, ceva nou. Că e relație, că e pasiune, că e proiect, ceva nou. Dacă e un nou proiect, am zis, veți investi practic și veți face pașii necesari. Veți studia, vă veți echilibra, vă veți
timp, poate dacă e vorba de un hobby, n-aveți încrederea, dar veți depăși această lipsă de încredere. Orice ar fi nou, proiect, relație, casă, eu știu ce, lucrurile se fac cu răbdare și temperanța e o vibrație înaltă care ține de spiritualitate. Și am zis, aici este o spirală, da? Nu sunt cercuri, în alt cercuri, în alt cercuri. Nu, nu e o spirală. Trebuie să creșteți și să vă extindeți. E o chestiune de extindere, dar într-un mod practic. E fain. Asta trebuie să fiți voi în această perioadă. La capătul setului de cărți, uite, responsabilități. Dar, în momentul în care... Da, unii dintre voi veți renunța să mai duceți în cârcă prea multe chestii sau să mergeți pe teren deșertic, e o cămilă. În ce sens? Ce înseamnă teren deșertic? În relații, în situații, în joburi care nu vă aduc emoții, nu vă încarcă emoțional, da? N-aveți apă, n-aveți emoții. Pământul fără apă se crapă. N-aveți, nu puteți să rezistați pe termen lung. În momentul în care renunțați la ceva, eu știu, pus pe drumuri, la lucrurile pe care le-ați cărat, ia uite și aici se cară, le-ați cărat după voi, în voi, în sufletul vostru, veți putea să începeți o nouă lume, o nouă relație, aici asul de monede, să vă transformați viața, ia uite, inclusiv cea sexuală cu șarpele, da? Să vă recâștigați încrederea, aici regele, nu, regina de bâte, iar. Să vă Oh, regele și regina de bâte, mai! Deci un cuplu super pasional. Vă găsiți perechea într-o anumită privință. Și sexual, din punct de vedere sexual, dar și din punct de vedere creativ, pentru că cea pe-a doua înseamnă și creativitate. Și veți avea, interesant, și viziuni. Ah, ce frumos! Aș spune multe, dar deja am vorbit foarte mult și nu vreau să vă plictisesc. Hai să clarificăm, dragii mei, cât am vorbit. 30 și ceva de minute. Wow! Clarificăm cavalerul de cupe. Dacă vreți să puneți voi minutele când încep acum, clarificările ar fi fain. Da, nu știu ce vrea să spun, ascultă, cavalerul de cupe, să clarificăm. În ziua voastră, în general, când Roata norocului, o întâlnire de destin. O întâlnire de destin care vă schimbă viața. Voi ați schimba viața cuiva sau cineva vă schimbă viața. Roata norocului. Roata vă aduce... De schimbare de destin, dragă, e roata norocului. Da, cineva aduce adevăr în lumina voastră sau voi aduceți adevăr în lumina, în viața voastră, vreau să zic. Aduce adevăr și lumină în viața voastră, într-un mod trăsnet. Într-un mod neașteptat, după ce ați plâns și v-ați simțit părăsiți. Sau poate voi faceți acest lucru în viața cuiva. Să vă dați seama prin această întâlnire foarte emoțională, foarte empatică, foarte drăguță, drăguță, cam insuficient spus, veți înțelege cum v-au părăsit alții și că e cazul să vă reconstruiți viața. Da, veți înțelege că de fapt ați plâns după cine nu merita, după cine nu trebuia în trecut. 10 de bâte. Iar regele de monede apare de 22 de bâte. Da, veți fi puși să alegeți. Ori să deveniți maturi, dacă nu sunteți maturi, să vă implicați în relații, ori să alegeți între... Da. O căsătorie, o familie, trebuie să alegeți. Mai dăm o carte și pe regele. Da, regina de cupe iar apare. Pare dragoste. Bună seara, dragii mei, continui. Bună seara, bună ziua. Mi s-a întreruptă înregistrarea. Probabil că și voi veți experimenta o separare. Apare la un moment dat doi de spade și îndrăgostiți, o separare necesară cât să alegeți și să decideți. Eu vorbeam și mi s-a oprit, probabil se încărcase. Apropo de încărcătură, la un moment dat veți decide că nu mai vreți să aveți de-a face cu atâtea lucruri. Ori voi, ori persoana cu care vreți să relaționați. Rămăsesem aici, dar și eu am vorbit mult și bine.
Am clarificat regele de monede cu valetul de cupe. Valetul și cavalerul îmi confirmă că într-adevăr a fost o întâlnire la intersecție de drumuri cu doi de pâte. O întâlnire foarte importantă. Acum, interesant, când fac filmarea, vine alt mesaj. O întâlnire de suflet, emoțională, care va schimba și destinele și unuia și celuilalt, dar în care cel puțin o persoană, am înțeles, poate că de-aia a fost necesară această întrerupere. Eu am uitat ce am spus, o să văd ce vin alte mesaje acum. Ca așa se întâmplă când faci channeling în principiu. Dar acum simt un mesaj foarte special. Cineva, după această discuție și întâlnire foarte specială, învață să renunțe la niște responsabilități acasă, familie, eu știu ce, ca să-și descopere valoarea, ca să-și descopere capacitatea de a conduce regele de monede. Între a fi slujbaș și a fi conducător este o mare diferență. Între a face pe placul celorlalți și a te uita pe tine e o mare diferență. Și când zic de a face pe placul unora și altora, înseamnă foarte mult. Nu înseamnă musai că ești slujbaș, înseamnă că te implici încutare, dar tu nu-ți cunoști drumul, nu-ți cunoști valoarea. Nu ți-ai creat tu direcția ta. Regele de monede e o energie foarte puternică și apare de două ori, da? Am zis, cineva probabil că inspiră o altă persoană să-și găsească drumul, autoritatea, stabilitatea financiară, încrederea în sine. Și o energie masculină care trebuie să aleagă între a fi un om și a fi un rege. Deci nu spusesem asta, a venit în mod special. Apoi am clarificat, da? Astfel de bâtă a venit cu multe cărți. Regele de cupe. Această nouă pasiune. Această întâlnire de destin aduce o nouă pasiune, dar aduce și dragoste foarte profundă. Dragoste pe care probabil n-ați simțit-o nici unul, nici celălalt. Și din acest motiv apare și separarea doi de spade. Întunericul. Tăcerea. Și la mine a fost, vorbeam și nu firma. Da? Asta iar confirmă. Întuneric e și aici. O tăcere necesară cât să decideți, îndrăgostiții, între a manifesta, ce-mi place cuvântul ăsta, a manifesta această dragoste și pasiune. Probabil că unii sunteți pe flăcări gemene, pe suflete perechi, dar nu vreau musai să dau etichete. Așa. Și a alege într-o relație karmică, poate să fie relație acasă, că e casa patra, în care stați pe loc în întuneric, eventual vă sacrificați pentru confortul lor, sau ei se sacrifică pentru confortul celor de acasă, nu știu care sunteți, voi sau ceilalți, dar unul e într-o relație karmică, repet, se sacrifică pentru casă sau pentru persoana karmică, pentru un fals confort, fals confort financiar. Și atunci trebuie să alegeți. Ce diferență între patru de monede și spânzuratul, da? Și asul de bâtă, dragii mei, și regele de cupe. Pasiune mare și dragoste adevărată și echilibru, creativitate, sexualitate și echilibru emoțional și vindecare. Iau-te, două păsări, două ființe libere care merg, libere pentru că păsările pentru mine reprezintă libertate. Mai ales cele care zboară, nu o găină, evident, da? Sunt niște cocori, care în cultura asiatică înseamnă phoenix, transformare. Doi oameni care s-au transformat și merg împreună, nu știu cât mai mult. Și un soare aici, da? Dar pentru asta poate că amândoi trebuie să renunțați la niște chestii karmice, nu știu. Dar cam așa se întâmplă dacă sunteți, cam așa se întâmplă dacă sunteți flăcări gemene, probabil că undeva vă oglindiți niște aspecte și în viața unuia și a celuilalt. Confuziile, opțiunile, confuzii au fost clarificate de trei de monede. Și spuneam atunci în timpul registrării și spun și acum. Confuziile, în primul rând, sunt date de niște drumuri. Eu acest munte îl văd cu multe drumulețe. E un blocaj mare care va fi
rezolvat, va fi străbătut, va fi trecut, să zic. Probabil că cineva are multe drumuri de făcut, peste un munte, peste o situație grea și din cauza asta se creează confuziile. Poate că nu se spune prea multe, sunt niște măști. Da, interesant. Se va transforma cu această... Acum mă concentrez pe... pe ceea ce simbolizează moarte și renaștere. Cineva se va transforma. Și în primul și în primul rând, dacă... Da, clar, unul dintre voi se transformă mai mult decât celălalt. Nu știu dacă voi sau cealaltă persoană. Dar clar, aveți de-a face. Sunt trei, da? Doi de trei. Două persoane care trebuie să... Interesant, vin alte mesaje. Amândoi trebuie să comunicați. Amândoi trei înseamnă și creație. Mai ales la trei de monede. Amândoi trebuie să vă implicați, da? Practic. În relație. Și probabil că în această perioadă, după tăcere și după ce alegeți, după ce alegeți, eu cred că o să vedeți, cred că o să alegeți totuși dragostea, ar fi culmea să nu alegeți dragostea, pasiunea, iubirea, eu știu, colaborarea armonioasă și să alegeți relația karmică, ar fi culmea. În fine, dar ce ajută la această alegere va fi o comunicare practică cu trei de monede, în care veți stabili, uite, ce putem să facem ca să străbatem împreună acest munte, să depășim confuziile, neîncrederea, că poate amândoi, da, am zis că e o diferență de energie, unul e mai matur, celălalt mai puțin matur, nu știu care, bărbatul, femeia sau cine o fi, nu mă interesează, voi știți, dar unul e mai matur, celălalt mai puțin matur. Și atunci, cum? Construind zilnic, apropo de Zodia Fecioare, construind zilnic, trei înseamnă construcție, creativitate, implicare. Dar nu ca aici, nu ca la 10 de monede, prin consum de energie, ci cu încredere, aș spune. Cu încredere. Apoi, regina de cupe a fost clarificată de Marele Preot și Regina de Cupe. Am spus, pentru unii posibil, trebuie să alegeți între o familie, o căsnicie karmică și o nouă dragoste. Dragoste și pasiune. Posibil și asta. Pentru alții, probabil persoana asumată, despre care am vorbit, persoana care inspiră, să fie și spirituală, și tradițională, și emoțională, și creativă, pasională. Adică, cu alte cuvinte, all inclusive. Dar e emoțională doar cu cine își protejează emoțiile, doar cu cine merită. Poate cu voi. Dacă voi sunteți aici, vă înțeleg. Dacă e cealaltă persoană, o înțeleg. Cupa aceasta, sufletul acesta, nu-l ofer oricui, da? Ofer persoanei și nici pasiunea nu ofer oricui. O ofer persoanei care se implică, care îți asigură stabilitatea. Nu știu, o carte foarte puternică aici, un personaj foarte puternic. Nu știu dacă sunteți voi sau cealaltă persoană. Aveți aici o grămadă de semne. Toate semnele sunt, oricum. Pentru unii dintre voi, posibil vă vindecați de un semn de aer care va, dacă ați avut de-a face cu un semn de aer, vă vindecați cu soarele. A fost clarificat 10 de spade cu soarele. Dacă ei au avut în viața lor pe cineva cu marcaj puternic în semn de aer, dacă ei s-au simțit trădați, eu știu, bolnăviți de răutățile, de cuvintele cuiva, se vindecă. Dar aș spune că sunteți voi, că totuși etalarea voastră, da? Cine v-a trădat, cred că, mă simt ghidată să zic, va fi șocat, șocată de renașterea voastră cu soarele. Și am zis, apare, zic șocat pentru că este un turn. Și 19-19, am vorbit chiar de atunci. Cine v-a trădat, va fi șocat de renașterea voastră și de faptul că veți avea parte, pentru că meritați. Veți avea parte de un cuplu puternic, ideal și cu potențial pe termen lung, aș spune.
Regele de bâte și regina de bâte, interesant, soarele și apoi regele de bâte, regina, așa a apărut regele și regina de cupe. Da, ia uitați, regina de cupe și regina, regele de cupe, fantastic. Deci am zis că vă găsiți sufletul, pereche, flacăra, geamănă, nu știu noi. Acum nu zic musai că vă veți căsători, că poate unii nu vreți, dar veți fi într-o relație stabilă sau cel puțin care vă va crește din punct de vedere spiritual. Clarificăm temperanța. Îmi pare rău că s-a întrerupt, dar probabil că s-a întrerupt cu un scop, tocmai ca să atragă atenția asupra unei separări. Extraordinar! Ce frumos! Asta flăcări gemene pentru unii dintre voi, patru de bâte. Dacă aveți ceva de vindecat acasă, vă vindecați. Dacă aveți ceva de echilibrat în casa veche sau din care veniți, veți echilibra. Și nu doar cu răbdare, cu răbdare, că e temperanța, cei doi vor, nu știu mai, vor crea, vor pune bazele unei relații stabile, dar și frumoasă, nu doar stabilă, frumoasă, în care veți avea o viziune specială despre casă, despre cămin, mai bine zis, despre relații. Veți înțelege, domnule, de ce n-a mers cu ceilalți? Pentru că trebuia să fiți împreună, să vă simțiți vitalizați împreună. 4. E un semn stabil, dar este cel mai vioi și cel mai simpatic dintre toți ceilalți patru care sunt. Da. Da, va trebui să decideți. Iar acum apare regina de monede. Între o persoană care a fost rece distantă și o persoană cu care vă simțiți foarte bine ca acasă. Clarificăm 5 de cupe. Cinci de cupe a fost clarificat de 6 de monede, dar un pic așa, căci probabil nu ați avut parte de reciprocitate în relațiile anterioare. În acest motiv ați plâns. Unii probabil că ați plâns. Sau poate altcineva a plâns pentru voi sau din cauza voastră, nu știu. Cine n-a primit reciprocitate a plâns. Dar aș spune că valetul de monede se va depăși acest moment, aș spune, cu temperanța, cu răbdare, se va vindeca orice problemă. Am zis, cu răbdare trece și muntele acesta, și blocajele, și lacrimile, și trădările. Iau, cât e? 9 de bute. Da, unii dintre voi veți fi foarte determinați să urcați, Stairway to Heaven, să urcați împreună, să creați acest nou proiect sau nouă relație. Uite, 7, cu răbdare. Să vă implicați în această nouă relație. Marea Preoteasă. 9 de spade. Deși aveți încă multe griji pe care le ascundeți, dar, Mura, multe griji pe care le ascundeți, există un mare stres pe care îl țineți în secret, dar ia să mai vedem ce, să investigăm. Dacă tot facem etalare lungă, faetonul, avem ceva invers. A, nu. 4 de spade. Dar veți alege, vă veți vindeca și veți alege un nou drum. Am zis, un nou drum, această nouă relație. Uf. Dar aș spune, cu diavolul și cu steaua sunteți obsedați să vă vindecați. Poate ați avut un vărsător toxic, poate ați avut pe cineva, eu știu, sunt multe semne, nu stau să interpretez, pentru că nu stau să judec zodiile. Dar aș spune, cel mai frumos, ia uite, împărăteasa, asul de spade, ce frumos! Sunteți obsedați să vă vindecați, să vă găsiți destinul și să mergeți către perechea voastră divină. Să mergeți către abundență, să mergeți către adevăr. Ce frumos! Ce frumos! Ia uite și temperanța iar apare cu răbdare. Vreți să aveți victorie? Aici este. Mai sunt niște gânduri pe care va trebui să învățați să le lucrați. Apropo de 9 de spade, trebuie să lucrați foarte mult cu gândurile voastre. Am zis, unul este foarte stresat, altul este foarte conectat la intuiția sa. Dar dacă vă echilibrați, dacă învățați să vă conectați la intuiție, depășiți și acest stres. Da? Și veți alege. Veți alege. Cât de curând? Cât de curând? Nu știu. Cât de curând veți alege dragostea? Eu așa zic. Ar fi culmea să nu alegeți.
Hai să mai vedem. Apare! Hai, mesaje de la îngeri. Pentru fecioare și feciori, la mulți ani! Dacă v-ați plictisit de etalare, sper că ați pus pauză, v-ați luat și voi o țigară, o cafea, un suculeț, un lapte cald, prea multe. Ia ca așa. Vai ce frumos! O conexiune spirituală. Drăguță imagine. Energia feminină ridică energia masculină din această tulburare emoțională și mentală. E o punte. Știți că eu zic că e alpina, transalpina. Transalpina între mintea voastră și mintea lor. Acolo vă întâlniți. Nu în 7 de cupe, în 10 de cupe. Acolo este idealul. Am zis, faceți diferența între iluzie și ideal. Iluzia a fost relația karmică, idealul este această legătură spirituală. 2 și cu 7, 9. Aveți multe de învățat. 9 e Jupiter pentru mine, 9 înseamnă probabil relație la distanță. Probabil că e distanță între voi acum, dar va fi... Ia ce zice. O relație... care are o conexiune ce trece dincolo de această viață. Dragostea este peste tot în jur. Vai ce frumos! O să fiți împreună, mai 27 și 28. Dar 16, interesant, apare 16, numărul turnului. Va fi ceva, e ce turnul, e ce numărul 16. Va fi ceva, dragostea este peste tot în jur. O separare... Repet, ia uite, 16, 15, anul e 15, 35 și 8. 15 era aici, 15 era la diavol. Va fi, veți fi împreună cu persoana aceasta. Dacă n-ați întâlnit-o, urmează să o întâlniți. În primul și în primul rând trebuie să simțiți legătura spirituală profundă. Și repet, nu e karmică. Nu e karmică. E o relație care vindecă. E o relație care vindecă. No, ce frumos, poate să vă țineți de mână când vă întâlniți, poate să dansați. Oricum multe emoții, dar nu doar emoții. Emoții care construiesc noi lumi. Ca și când ar fi insule pe apă, ce frumos. Interesant, eliberați-vă de blocaje, apropo, de confuzii și de acest munte, muntele ăsta care stă între voi, drumuri, confuzii, opțiuni. Step up and lead. Da? Ce înseamnă asta? Să preluați comanda, să ieșiți în față, să comunicați și să încercați, în primul rând, să vă creați voi viața voastră, nu așteptați. Da? Concentrați-vă pe pozitiv. Nu așteptați acțiunile celorlalți, acționați voi. Evident, în echilibru, constructiv, comunicați constructiv. Poate mai e o altă persoană, poate mai sunt alte situații între voi, dar dacă comunicați realist, veți înțelege. Veți înțelege. Și veți depăși confuzile. Nu știu, mare, mare potențial. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine!